Festivalul Tradițiilor Militare a ajuns la a treia ediție. Evenimentul din acest an este dedicat bătăliilor din anii 1467 și respectiv 1475, pe care domnitorul Ștefan cel Mare le-a câștigat. Studenții Academiei Militare Ștefan cel Mare s-au pregătit timp îndelungat pentru eveniment. Ei au cusut singuri costumele din bani proprii. După studierea de multor surse, începând de la litopisețele țării Moldovei și de la alte documente vechi, faptul că ei singuri vin cu idei, arătând faptul, uitați-vă că aici am găsit în litopisesc, scrie așa, este făcută din fire de ghină, împletit între ele fire de lână. Și săgeata nu trece prin asta. În general, este format din linoleum, din ață, scutul deja din metal și din lemn și lancia la fel, din lemn și din metal. La final, studenții au revenit în perioada contemporană și și-au etalat uniformele de gală. Dacă în timpul evenimentului tinerii erau echipați diferit în funcție de poziția pe câmpul de luptă, atunci în viața reală toți știu să mânuiască arme adevărate. Noi suntem în poziție de atac, deoarece avem sabile și la fel cu toparele. Suntem în poziția de atac. Și scuturile atunci când suntem în poziție de apărare. Până când sunt anul întâi de studii și mănuiesc doar AK-47. Automat Kalashnikov. Automat mitralier Kalashnikov, pistolet Makarov. Să vă spun, în termeni militari, n-ați cunoașteți. Ana Smolnitsky, Vitalie Moisei, pentru Cotidian.